Păi vine și Rucăreanu să-mi cânte romanțe. Hai să vezi. Băi, mâncate așa. Una brunetă și una blondă din Basarabia. Bune, depinde și vârsta. La vin, la vin merge 80 de ani. Bine, să rămânăm. Treci la mult. Da, uite, vezi? Da. Scrie așa, Ernest, la mulți ani. Așa? La mulți ani. Așa. Să vezi ce greu e când e un aparat acolo în față, că nu aici. Să vezi ce grea meseria. Ea crede că noi ne jucăm la filmare, din aici. Țuica dă-o aici cu o bagiul la colț. Nu dau lui ăștia, o beau eu, al dat. Ia, hai să bem eu un pahar de vin. Gustat așa acolo, la altar. Că vin gustările acușa, am niște crape așa de mari. Azi noapte i-a prins. Vine câte o duduie la mine și după trei pahare, după trei pahare de astea, și vă dăie, făi și vrei. Și eu sapa și vă-și prășească în grădină. Deci mama sacră pe bicicletă pe lângă casa ginerului. Și-o întreabă, gen, unde te duci, mamă, sacră? Ce la cimitir. Ce da? Și bicicleta cine ți-o aduce înapoi? Hei, 80 de ani. Ați văzut că nevasta v-a avut frumoasă. A murit, dar a fost bolnavă vreo 10 ani și tot eu găteam. E o bunătate, vă știți? Cea mai bună murătură asta. Ăla e un vin pentru cucoane, e un vin... Păi da, dai faliment, bă, cât ai adus. Dai faliment, bă, cât ai adus, dai faliment, bă, cât ai adus. Am venit atâția, ați văzut, musafiri din ziua mea, oameni de treabă, mă iubesc, dar încă n-au plecat toți. Și le-am spus, voi sunteți gazdele, eu sunt musafirul. S-au adunat pe prietenii, pe grupuri și m-am retras aici, ca într-o culise, chiar ca la culise. Cinematografia mi-a făcut tabloul ăsta, când am împlinit 60 de ani și l-a pus pe toate holurile la cinematografie pe țară. Din coace am așa, ca să-mi aduc aminte cum au trecut anii, uite cole. Eu la 18 ani, student la teatru acolo, asta e nevasta mea de sus. Eu cu filmul și aici cum arăt acum. Și am făcut și 8 filme pe an. Am socotit eu așa, sigur că filmele nu se ia după număr. Roluri mari, principale, am vreo 50. Numai după Revoluție am făcut vreo 15 filme cu franțuzi, cu nemți și cu egiptenii. Culmea, au venit egiptenii cu actorii lor aici și a jucat tot un cioban. A scris Victorul Bopa, 97 de lerini și veleri, Doamne. Și am luat-o premiu când am trecut într-a doua. Ca peste 50 de ani să joc rol principal, film, o să-mi dat după Galerie și Galerie, Doamne, și înseamnă soartă. Ce mai vrei la cinematografie? Proteviu. A cumpărat Proteviu și a luat angajamentul că fac 12 filme pe an, nu o fac nici. Au făcut jocuri de noroc, ai uleală. Nu-i bine așa, nu-i bine așa. Ce spuneai de față de... de față de mascalbă. Aia trebuia. Acum am la televiziunea română programul 2, o emisie bună, cred eu. Sunt moderator la fermă, în fiecare duminică, ca și dumneavoastră. Filmez în curs săptămâni și duminică, la 11:15, până la 11:00 se dă. Am primit și o scrisoare de cerere în căsătorie la Uțărac. Ești bătrân, dar așa un bărbat vrednic mi-ar trebui, auzi. O să mă duc să o filmez. Să vă spun de ce mă cheamă Ernest. Pe malul Siretului, 12 km de Bacău, pe dealul comună, Prăjești. Mama avea 3 gherghefe de făcut covoare. Și erau la Moinești, companiile alea petroliere. Și erau și nemți și englezi. S-a dus vestea tot județul ce covoare făcea. Și a venit să comandă un covor și era gravidă cu mine în luna a 7. Și a zis, dacă îi place covorul, mă botează. Îl chema Ernest, neamț. Și a plăcut covorul, m-a botezat, a plecat și nu știu cine. Că e treaba cu actorii, vă spun următorul lucru. Uite, de jur a fost sărbătorit din Nică la Cinematecă. Tu, pisenică, erai plecat. Mă, numai eu cu Morarul, la Cinematecă. Dar ce mi-a spus Brăila, Dumnezeu să ierte? Mi-a spus că tu la 7 dimineața
erai el mai prea și mai odihnit, și că te-a păcălit, mă. Și-a bătut joc de tine, fiindcă m-a ținut toată noaptea. M-a ținut toată noaptea. Asta era în afara programului, programul se respectă. Dar dimineața la 7 el pleacea, el alt actor și că te-a bătut joc de tine. Nu vezi că n-are nimic? Și eu zic, acum beau eu. Și pe faleză, toată noaptea, el cu o îmbăță, îl puneam să scrie pe nisip ce vers să-l improvizam eu. I-a spus, am cenuit eu, bă, mult, nu pleci. Am cenuit eu pe mulți, dar așa cum mă cenuiești tu acum. Scrie rima, așa, cu... Hai să închipui, domnul și cu... O noapte întreagă. E adevărat? Întreagă. Da, da, adevărat, adevărat. E adevărat, însă... Știți, nici prea multe versuri, așa. Nu scad bine. O noapte întreagă, să nu lași omul să ducă paharul la gură, că mai are una. Stai, domne, mai facem o pauză. Stai, ia-l jos. Nu, stai, nu. Stai, mâncate, da. Poți să-l pui, că e ziua. Păi cum să și de-aia mare bucurie. Uite, șarșe în el, uite, a venit tu. O să vii acum și unii dare la duce pe Rucăreanu. Vrea să-mi cânte romanța aia cu 80 de ani. Băi, drăcoaș! Am adus! Uite și ne-a venit la mine. Ți-ai pus? El mai mare prieten al meu, Rucăreanu. Cavar tata s-a mădus de petrosin. Ce-ai gătit? Că ai nu, băgăm în limonături, în murături. Murături? Bă, da proste, să zici. Și de ce să mă veni, bă, da proste? Că el a scăpat de orice obligație. Poftiți înăuntru. Poftiți. Te costă Rucăreanu. Ia bine încoa. Primul care a dat telefon că e ziua mea, dacă vine, e omul. Și ce îmi spune? Bădie, viu cu... Băi, dar n-are cine să te aducă fiișul ăsta română. Viu cu cursa, bădie! Pe cuvântul meu m-a impresionat pe la lacrimi. Viu cu cursa pe jos, că știu drumul. Lasă și, lacrimile, hai acum. Și viu să-ți cânt romante. Dă drumul la mici mai tare. Duduie Cristina, dă drumul la muzică. Și să auzim. Vrem să ciocnim cu viața un pahar. Cu tot să spunem hai noroc și la mai mare. Și într-un cântec vechi și vesel de urare, să-și rupă struna un lăutar. Să mai ciocnim cu viața alt pahar, să-i mulțumim pentru întâia fericire și să o iertăm pentru întâia. Pe Malbelac se știe că se așează întotdeauna bandite și filozofii, eu jumătate. Un păhărel, cum a tale abia, infamul, un păhărel, că-i ziua bădii. Azi am plinit, dar nu spun cât, că nu dorim decât atât. Vrem să ciocnim cu viața un pahar.